actori. În sfârșit am plăcerea să o am invitată pe doamna doctor Cornelia Drăgună, doctor în științe medicale, medic DSP. Am spus în sfârșit pentru că toată perioada din urmă, pandemie, etc., etc., ne-am împiedicat să stăm mai mult de vorbă, pentru că doamna tot timpul face teren. Doamna doctor, bine ai venit! Bine. Doamna doctor, bine ai venit la bine, noi! Bine ne-am regăsit! Bine ne-am regăsit, da. În sfârșit! Da, în sfârșit! Știu că ai fost, toată perioada asta ai fost prin școli, Cornelia. Este da. Foarte neplăcut ce se întâmplă și foarte, și te felicit că ai avut timp să umbli prin toate școlile și grădinițele din județ, program, din Focșani. Din Focșani. Am făcut o ierarhizare, începând cu unitățile cele mai multe și cele mai mari, care sunt la nivelul municipiului. Le-am vizitat pe toate, de fapt, impropriu spus vizitat, de fapt am făcut o evaluare a factorilor de risc la nivelul acestor unități și pot să spun că după ce am evaluat 35 de unități de învățământ în 3 zile, luni, marți și miercuri, pot să spun și concluzia. Concluzia este că sunt mult mai bine pregătite unitățile de învățământ, mult mai sigure decât în perioada anterioară. Acum ne așezăm în perioade în funcție de întreruperea școlii. Da. Sigur că da. Și părinții să fie foarte liniștiți, pentru că școlile sunt în siguranță prin măsurile care s-au luat și pe care noi le-am și verificat, dar aș atrage atenția asupra rolului foarte mare, foarte important pe care l-au părinții și ar trebui să-l și conștientizeze în ceea ce privește triajul pe care trebuie să-l facă părintele acasă propriului copil. Adică părintele este prima linie care trebuie să acționeze în efectuarea acestui triaj și orice semn, cât de mic, referitor la puțină febră, referitor la tuse, puțină tuse, referitor la cefale, adică dureri de cap, dureri de burtică, un scaun semiconsistent, adică un scaun aproape diareic, dureri musculare, dureri în gât, să anunțe cadrul didactic, dirigintele sau, mă rog, învățătorul, și să-l oprească acasă, să nu-l trimită în colectivitate. Deci asta este prima condiție. Asta este, deci părintele trebuie să înțeleagă că trebuie să participe în această echipă pe care o formăm, pe care o formează cu noi și cu cadrele didactice. Deci nu se poate ca din cele trei elemente ale acestei echipe una să nu-și facă treaba, pentru că atunci nu mai este în ordine și cred că toată lumea dorește ca să nu avem aceste evenimente neplăcute. Se pare că în județul nostru stăm bine cu... Da, stăm chiar foarte bine. Zero, da. Nu știu cât era el. Da, 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 sub 1, da. Oricum. Sub 1, da. Dar nu este o chestie care să ne liniștească și să zicem, gata, stăm bine, să ne relaxăm acum. Am remarcat la școlile unde lucrez că, în sfârșit, copiii au luat în serios această problemă. Adică, îi văd pe toți cu măști, chiar și da, în pauze. Așa cazuri este. Izolate, 1-2 care nu stau cu mască și atenționez că pun în pericol viața, să spun așa, sau sănătatea, mai bine spus. Sănătatea celorlalți colegi ai lor. Exact. Nu se poate. Adică toți trebuie să... Dacă întreabă cineva acum că noi suntem fără mască pentru că avem voie, eu am întrebat, adică niciodată nu fac un lucru de care să nu fiu sigură, avem voie la distanța la care suntem și faptul că suntem numai două persoane, putem să stăm fără mască. Dar în rest, cred că toată lumea a văzut că și eu și doamna doctor Cornelia Drăgună, pe stradă sau în alte locuri, suntem totdeauna cu mască. Este sigură cât de cât, doamna doctor, această mască? Absolut.
Absolut, este sigură, adică este un element care... De opreliște. De a opri, de a un obstacol. Un obstacol. În calea acestui... Acestui virus. Nenorocit. Da, e nenorocit. Da, e acestui nenorocit. Virus. Dar aici aș atenționa asupra măștii, că trebuie părintele să le duce, să le duce pe copil vis-a-vis de modul cum trebuie purtată. Să nu fie, adică să fie fixă. Nu să fie largă, să atârne pe undeva și sigur, să fie doar așa de fațadă, să-și ia mască. Nu, masca trebuie să-și îndeplinească și rolul ei. Pentru că pe părțile care nu sunt fixate la nivelul feței, intră aerul cu încărcat cu problemele respective. Da, dar ce, de exemplu, eu care am probleme cu respirația și din cauza ochelarilor și dacă îmi pun masca, nu mai, mi s-a întâmplat pe stradă să nu mai pot să respir și am dat masca jos. Da, dar să nu fii într-un loc aglomerat. Să nu fie într-un loc aglomerat. Sigur, da, adică nu mă poate nimeni opri pe stradă dacă sunt... Da, dacă te simți rău. Să-mi spună cu masca că te amendezi. Dacă te simți rău, ce să fac? Să dacă, exact, exact. Dar trebuie să nu fii într-o aglomerație. Da, de exemplu, la școală, la ore, am stat cu mască, m-am chinuit. Da. Asta este situația. Și iar ce problemă am eu în școli este că dacă la nivelul școlii se poartă mască, se păstrează și distanța, am văzut, inclusiv în perioada de recreere, adică în pauze. Da, la pauze. Așa. Când ies din școală, scot masca, da. Scot masca, aglomerare, grupuri, nu mai respectă nimic. Nu toți, dar chiar m-am uitat, am fost atentă, mă uitam la acuza, da. Au ieșit de la eu ore. Eu vorbesc de alte licee pe care le-am văzut și, acum. Da, l-am văzut că au stat copiii. Sau dacă ajung în zona parcurilor, acolo eu stau în zona unui parc, da, știu. Așa, și acolo, după ce vin copiii de la școală, din anumite zone, nu mai există nimic, nu se mai respectă. Am impresia că tinerii nu realizează încă, totuși, că trăim într-o perioadă periculoasă din toate punctele de vedere, dar nu vreau să discutăm despre nu, asta. Nu, și acest, nu știu, să-l numesc slogan, că ne dorim să ne întoarcem la viața dinaintea acestui eveniment, lumea trebuie să înțeleagă că nu mai e posibil. Nu mai e posibil. Nu mai e posibil, degeaba îți dorești, dar nu mai este posibil. Aia a fost o etapă, acum suntem în altă etapă și nu avem decât o singură obligație ca să ne adaptăm situației și să respectăm cu strictețe recomandările specialiștilor în domeniu. Da, pentru că încă mai sunt, eu o doamnă la un magazin, nu contează, totdeauna fără mască. Spun, doamnă, dar vă rog, doamnă, eu nu cred în prostia asta. Spun, doamnă, nu se poate să nu credeți. Vedeți câți oameni au murit și au murit de acest nenorocit virus care se cheamă COVID. Da. Vrem, nu vrem să acceptăm. Sau mai este și o altă treabă. Bun, nu crezi că există, dar da. Atunci... Nu mă pune pe mine în situația aia acasă. Sigur că da. Sigur că da. Nu, da, ea puneți totuși pentru a respecta pe ceilalți. Categoric. Sigur că da. Sau să nu te speli, mă uitam și eu pe la magazine. Aici e iar o altă carență. La magazinele unde se umblă cu bani tot timpul, de la ăla, de la ăla, de la... I-am spus unei doamne, mi-am permis să-i spun, doamna, trebuie după fiecare client să vă dați cu da, cu dezinfectant. Pentru că ori nu știți cu cine aveți de-a face, oricare poate să vă aducă. Vă îmbolnăviți și dumneavoastră și vă îmbolnăviți și pe ceilalți. Ce de acasă. Eu știu că nu, încă nu au... N-a devenit o deprindere. N-a devenit o deprindere. Cu spălatul ăsta pe mâini, nu știu de ce. Pentru că niciodată n-au avut acest. Noi am mai discutat lucrul ăsta. Asta este, dar... De părinți, de copii. Da, dar ne putem totuși îndrepta și adapta acestor probleme. Dacă avem aceste probleme și o să le mai avem, o să le avem cât timp noi nu înțelegem că avem o responsabilitate atât față de noi înșine, cât și față de ceilalți. Că noi, adică oamenii să nu se vadă izolați, singuratici. Noi suntem o comunitate, chiar dacă suntem acasă doi, sau suntem trei, sau suntem cinci, sau suntem 50. Nu contează mărimea. Contează că trebuie să ne protejăm unul pe altul, nu?
Eu nu pot să iar... să intri la tine acasă și să te apuci să, să intri în bucătărie fără să te speli pe mâini. Da. E o reacție care mi s-a... E o obsesie, nu obsesie, cum se cheamă, o deprindere. Da, da, adică în mod categoric am intrat în casă, mă duc și întâi și mă spăl pe mâini, după aia încep să fac ce am de făcut. Sigur că da. Vin de afară, sigur vin de la mașină, vin cu mâna pe ușa de la bloc. Pe care pune mâna ea pe persoană. Sigur că Sigur că da. Mai ales acum când știm că acest nenorocit poate contamina orice. Băi, și pe oricine. Mi-aduc aminte, Dumnezeu să-l ierte pe fratele meu. Pe... Da. Cum intra în casă. Nu, țin minte că o dată mi-a cerut un creion. Era la birou la el în camp. Acasă la el și îmi spune la mine, dacă dăm și mie, nu știu ce, după masă. Un pix, un creion, nu mai știu. Te-ai spălat pe mâini? Practic, dai, du-te să spală pe mâini. Și pe aia s-a dus și el să spele pe mâini, că am pus mâna pe un greu pe care mai pusese nu, și alții. Mi-a rămas în diferită scena. Nu, dar aceste reguli, din punctul meu de vedere, sunt mie mi se par că sunt atât de minore și de obișnuite și în firea omului, și nu te costă și nu te doare. Da, dar parcă n-aș vrea să cred că nu putem să ne schimbăm. La liceu de artă sunt clase pregătitoare și eu am un băiețel talentat la vioară, mă rog, cu care fac mereu ori, în fiecare zi aproape. Și m-am dus să mă spăl pe mâini după ce am făcut ora cu el. Și erau niște fetițe micuțe și fac ce faceți? Ne spălăm pe mâini. Copii de 4 ani, 5 sunt ani, atât de cuminți și de... Și de spăla și da, nu vii și la noi în clasă, că vrem să cântăm și da, și se spălau toți pe mâini. Da, dar au înțeles și fac chiar și observații celor care încalcă regulamentul. Ai observat că mai curând ăștia mici? Ai fost prin grădinițe? Absolut, absolut. Sunt în regulă, dar trebuie... Deci ce ne lipsește este această... acest spirit de echipă. Ce am eu impresia după atâta experiență și după atâta muncă, că în acest proces epidemiologic nu se înțeleg verigile acestui proces epidemiologic. Și meseria noastră, deși îmi pare foarte rău că în sfârșit noi ca meserie, ca specializare, din totdeauna am făcut lucrul ăsta, adică noi suntem acea specialitate care luptăm împotriva acestor nenorociți, în ghilimele, invizibili. Care sunt ăștia? Păi sunt aceste ființe microscopice care nu se vădește cu ochiul liber și care înseamnă bacterii, înseamnă virusuri, înseamnă paraziți, înseamnă ciuperci, înseamnă mucegaiuri, înseamnă... Deci tot ceea ce ne agresează pe noi ca oameni și care sunt invizibili. Dar toate aceste vietăți, ca să le spun așa, se transmit prin niște așa numite căi de transmitere de la o sursă, iar noi ca oameni suntem organismul receptiv. De la orice deci, sursă, asta deci e oricare, sursa. Sigur. Și atunci sigur, trebuie sigur. Să ne gândim, mă, care sunt aceste surse? Păi, în primul rând, este omul bolnav. Sau este omul care este asimptomatic, că boala nu înseamnă numai să ai simptome. Poți să ai o anumită, să fii contaminat cu o bacterie sau cu un virus, fără să ai nicio simptomatologie. Deci dacă am sursa că este omul bolnav, că este un animal, pentru că sunt multe microorganisme care au ca rezervor, așa se numește în limbaj epidemiologic, adică se înmulțesc la nivelul unui animal, și după aceea asta contaminează un produs alimentar, de exemplu, tu îl mănânci și te-ai trezit cu boala respectivă. Știu că tu ești foarte rigidă, și în sensul bun al cuvântului, rigidă, în controlele pe care le faci. Nu, sunt foarte severă. Foarte severă. Exigentă. Exigentă, asta e cuvântul, exigentă. Da, exigentă. Explică-le de ce ești așa de exigentă, pentru că e vorba de viața noastră. Este eu vorba mulți de... înțeleg și alții nu înțeleg. Și aici aș vrea să stabilez din capul locului niște lucruri. Care sunt acestea?
Noi, spre deosebire de colegii noștri care sunt medici curativiști, adică omul când are probleme se duce spre medic, noi suntem medicii comunităților, colectivităților, noi ne ducem spre comunitatea respectivă, comunitate care funcționează în anumite unități, așa le numim noi, sau obiective, că sunt școlare, că sunt sanitare, că sunt cu probleme de factori de mediu, adică noi urmărim factorii de mediu. Care sunt factorii de mediu? Probleme legate de aer și impact pe sănătate, probleme legate de apă și impact pe sănătate, probleme legate de sol și impact pe sănătate și alte. Deci toate astea sunt surse de contaminare. Și atunci am lanțul epidemiologic de sursa, am după aceea calea de transmitere care poate să fie prin contact, contact direct sau contact indirect, exact ceea ce a spus, cu mâinile murdare, cu clanța de la ușe, cu balustradele acelea. Și balustrii de la bloc. Exact, ușa sigur, de la bloc, clanța de la geam, la sigur că da, pe care a pus mâna în autobuz, scaunul și mai știu ce de astea de susținere în mijloacele de transport. Iar calea de transmitere, că poate să fie prin aer, poate să fie prin apă, poate să fie prin vector, adică prin rozătoare, prin insecte, insecte de genul muștelor, de genul țânțarilor. Așa, și urmează după aceea organismul receptiv. Organismul receptiv care este omul. Omul de la vârsta mică, copil, până la cea mai înaintată vârstă. Pentru că oamenii trebuie să știe, organismul, corpul uman e un laborator, de fapt, în care se avem zic, de nu, toate. Nu, avem de toate. Și care avem de toate. Sigur, și dacă te contaminezi cu nenorocirile astea, că altfel nu poți. Iar lupta noastră, atât a medicilor, cât și a oamenilor, este ca să întrerupem aceste verigi. Sigur. Știi, ai pomenit de muște. Avem în fața blocului toți genele. Insectele, da. Nu, dar avem genele respective. Da. Bun. Încă mai găsesc dimineața pungile răscolite și aruncate pe jos și vine căldura și sunt muște care intră în casă și care ne îmbolnăvesc pe toți. Nu înțeleg de ce nu există niște amenzi groaznice pentru cei care să se pună, domnule, de-astea cu camere de luat vedere, ăla care a făcut așa ceva să fie amendat, băga la pușcărie, chiar că atentează la viața celorlalți în jur. Acum mai este o problemă. Cine să facă lucrul ăsta, că ar trebui noi în spatele fiecăruia nu să voi. Fie cineva. Nu voi. Nu, noi comunitatea. Da, comunitatea, deci, da. Eu cred că mai bine ar fi tot educația, dar responsabilizarea fiecărui individ, fiecărui om al acestei comunități, că altfel nu se educația, poate, trăim. Trăim care împreună. Care... Trăim împreună și dacă unul face ceva, o boală, dacă este contagioasă, ne îmbolnăvim cu toții. Cei care fac porcăriile astea nu sunt oameni care pot fi educați așa de ușor. Știi la ce mă refer? Știu, dar... Dar li se poate le atrage atenția, dar degeaba. Și eu le atrag atenția frumos, nu țip, nu înjur, nu zic, le spun, le explic. Da, a doua zi găsesc la fel. Aici trebuie lucrat, pentru că asta se poate face. Este o muncă decisiv, permanentă și trebuie făcută de fiecare. Și ce mi-a răspuns cineva odată, pe vremea când o aveam pe căștănuța, pe cățelușa mea, care era superbă. Dar ce dumneavoastră care aveți? Da, eu o vaccinez. Da. Eu am grijă de ea ca de un copil, ca dovadă că a trăit 15 ani, 16 ani la mine, dar a fost adusă de pe primul lucru pe care l-am făcut, m-am dus și am vaccinat-o și am deparazitat-o. Deci nu era un pericol nici pentru mine, nici pentru cei din jurul meu. Da. Că mi s-a pus asta mai de mult, când era murit de vreo 5-6 ani. Deci nu asta este problema, pentru că în general când un om adoptă un animăluț, are grijă de el ca de un... Are și o mare responsabilitate. Și o mare responsabilitate și față de mine care, sau, sigur, care stăm acasă cu el și față de lumea din jur când mergem să plimbăm. Da, și asta e o problemă, dacă tot am vorbit.
te duci cu... Am văzut că unii se duc cu lesa cu cățelușul și n-au punguța de rigoare la ei ca să curățe de pe jos și lasă pe jos excremente, care și alea pot fi... La ora actuală, dar numai la ora actuală, că asta este o chestie care trenează, nu știu cât ne va mai trebui ca să ne îndreptăm. Nu zic să fim perfecți, dar măcar cât de cât... Ce să ne îndreptăm? Că noi suntem într-o cădere liberă, să vede cu ochiul liber lucrul ăsta. Suntem într-o cădere liberă și să știi, să știți, doamna doctor, că dacă școlile o să fie multă vreme închise, de aici încolo, situația o să fie foarte gravă, pentru, din toate punctele de vedere, și la nivel de comunicare, și la nivel de ortografie. Din punctul nostru de vedere, școlile sunt sigure. Problema este în afara școlii. Deci ai spus-o tu și eu zic în dumneavoastră... Școlile sunt sigure, nu e nicio problemă. Da. O viață și așa ne școlile vorbim. Sunt sigure, în școli se respectă toate normele. Da. Există dezinfectante, există supraveghetori, există cadrele medicale, există instrucțiuni care se și fac, există o circulație conform traseelor, nu există aglomerări în pauze, în zonele de recreere. Nu, deci vă spun sincer, mi-a plăcut foarte mult cum au reacționat de data aceasta tot sistemul de învățământ. La început, dacă a fost, lumea nu credea, era așa, da, era multă... o confuzie generală, da. Dar acum oamenii chiar că au luat în serios, sigur că lucrez între școli. Sigur că și da. Toți, și la Unirea, și la Liceul de Artă, unde sunt foarte mulți copii, dar se pare că o să se rezolve și problema asta, o să se rezolve că se mută în altă clădire. Da. Și acolo sunt luate măsurile de siguranță. Ce aș dori eu, părinții, să fie comunicativi cu cadrele didactice, dar în sensul frumos, nu în sensul agresiv. Pentru că a fost și este, că noi suntem încă în perioadă de alertă. Există la copii probleme de adaptare. Da. S-ar putea da. Să fie și probleme de comportament. Părinții trebuie să fie foarte atenți asupra comportamentului copilului și dacă este o problemă chiar să apeleze la psihologi. Pentru că nu este o rușine. Psihologul nu înseamnă că copilul este nebun. Mi s-a spus lucrul ăsta. Adică dacă s-ar duce cineva la psiholog și, într-adevăr, psihologi sunt puțin în școli. Dar știi de ce? Pentru că ei nu fac deosebirea între psihiatru, care este omul care tratează boala psihică reală, domnule, dar... și psihologul care, da, este altceva. Nu, dar și psihiatrul, pentru că poate psihiatria... Poate fi un bun psiholog. Sigur că da, că e psihoterapia. Dar psihiatrul nu tratează numai nebunii, cum spune lumea. Sunt și nevroze, sunt alte și nu înseamnă că dacă te duci la psihiatru ești nebun. Vreau să spun ceva, o prietenă de-a mea are un băiețel în clasa 6-a și din cauza situației astea copilul era obișnuit să ducă la școală. Copilul a făcut o depresie. Dar este posibilă. Și mai multe a cumpărat un cățel de care să aibă grijă și să așa ca... Deci copiii pot să facă depresii sigur pe fondul ăsta de izolare. Exact, sigur că da. Și adulții și copiii. Dar pentru asta trebuie să empatizăm, trebuie să vorbim, trebuie să comunicăm, trebuie să depistăm momentele când apar aceste probleme și de a nu trena în ele, ci de a ne scoate din ele. Adică și cum? Adresându-ne specialiștilor și să nu mai facă oamenii tratamente după ureche, că au auzit că X a avut, a avut asemenea simptome și a luat nu știu ce. Nu, domnule, pentru că fiecare om este unic în felul lui. Același diagnostic poate să-l aibă 100 de oameni, fiecare cu este unic, diferite. Cu tratament diferit și cu reactivitate diferită. Să nu ne mai transformăm toți în medici, în profesori, în ingineri, toată lumea știe de toate. Deci nu se poate, că de asta... Știi, ca pe vremea lui Ceaușescu, multilateral dezvoltat. Da, deci fiecare este bun în domeniul lui și atunci adresează-te domnul specialistului respectiv. Da, pentru asta, acum mă mănâncă limba. Și
în funcțiile care coordonează, adică oamenii care sunt pe funcții ca să coordoneze niște situații, trebuie să fie specialiști, să fie puși acolo după capacitatea pe care o au și după studiile pe care sigur o au. Sigur că da. Că altfel e... Păi eu nici nu concep altfel. Nici eu nu concep, dar se nici vede nu concep că altfel. Se vede că da, da, nu vreau să intrăm în astea, da, și alte discuții, da, și nu vreau să le mai... Iar fac, oameni, da, adică părinții, că vorbim strict despre părinți, trebuie să vadă atât în cadrul medical, de la nivelul cabinetului școlar, vorbesc despre Focșani, unde avem cabinete școlare, că și în cadrul didactic trebuie să vadă o persoană care este folositoare, este de ajutor, nu o persoană cu care să intre în conflict. Sigur, sigur. Dar nu vezi că se... Adică poartă... să facem dialog. Cornelia, tu nu vezi că se parcă se sapă la rădăcina conflictului? Lumea nu-și dorește... Da. Dar nu-și dorește, dar se creează. Se creează și omul se uită ca la telenovelele turcești. Da, uite-mă să ceartă. Știi că mi-a zis unul odată în piață: Doamnă, fiți mai agresivă, doamnă. Păi de ce să fiu agresivă? Chemați-i, puneți-i să se certe. Da. Pe da. Cuvânt de onoare. Da. Nu, domnule, vă uitați la alte cosele. Am fost și eu. Eu nu sunt pentru așa ceva. Da. Eu sunt pentru ca oamenii să se înțeleagă și merg pe principiul că orice situație, da, orice situație se poate discuta, dar pe un anumit ton, exact, și orice situație are rezolvare. Absolut, categorii. Deci pentru categorii. Orice situație se găsesc soluții, sigur, nenumărate, dar trebuie să ne înțelegem, să ne, sigur, ascultăm și să avem răbdare, pentru că în momentul când intervine agresivitatea, când intervine furia, nimeni nu mai pricepe nimic. Uite, și nu se mai rezolvă nimic. Spuneai că ți-au plăcut școlile, cum arată, da, și da, oamenii. Așa este. Să știi că am admirat-o foarte mult pe inspectoarea generală, pe doamna Marchitan, pentru modul cum știe să vorbească, a coordonat totul cu liniște, cu pace, fără scandaluri. Nu ți se pare treaba asta că așa este? Eu pun accentul pe directorii respectivelor școli. Și directorii, dar a fost o colaborare între, da, ei, o comunicare între a fost o comunicare lor, calmă, că... nu cu scandaluri, da, nu, da, mai vezi că-ți fac eu și... Nu! Se poate discuta civilizat. Absolut. Deci toată lumea trebuie să înțeleagă, de la nivelul părintelui, la nivelul conducerii unității de învățământ, la nivelul nostru, să înțeleagă că scopul nostru este unul singur. Sigur. Rezolvarea tuturor problemelor, ca să nu avem această boală acum, dar pe lângă această boală să știți că nu suntem scutiți și de altele. Păi, nu suntem scutiți și de altele. Că trebuie să fim atenți. Sigur că da, trebuie să fim atenți la orice. Pentru că lucrurile astea au existat din totdeauna și este în mâna noastră, ca să zic așa, rezolvarea acestor probleme. Înțelegerea care nu mai există. Întotdeauna, da, armonia între, sigur, oameni duce la rezolvarea în cele mai bune condiții a oricăror probleme. Adevăr. Aici e vorba de, cum să zic, de acest egoism al fiecăruia sau de acest ego al fiecăruia pe care nu trebuie să-l ni-l impunem cu forța. Vezi, și trebuie... Și iar spun o răutate, domnule, contează foarte mult ce ai în suflet lăsat de Dumnezeu, bineînțeles, și contează foarte mult să crezi din aproapele și să-l faci să se simtă poate, bine. Adică și nu, să-l faci, da, și să te culci seara cu gândul, mă, uite, cui am făcut un bine oare astăzi? Corect. Cui am făcut eu un bine? Da. Aoleu, am făcut oare un rău cuiva? Doamne, iartă-mă și ia să-mi cerc eu să îndrept răul pe care l-am făcut. Și atunci, poate încet, că încet, este momentul, nu? Acum ca, da, da, noi toți să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Așa este. Poate că este momentul ca oamenii să meargă la biserică, nu ne respectând regulile, că și în biserică, sigur, se poartă, sigur, sigur, trebuie că să, da, se respecte aceste reguli, dar poate că ar fi cazul să existe mai multă apropiere din partea a cât mai multor oameni și de biserică. Categoric, da, categoric. Pentru că da, si se creează o stare de liniște, este vorba și de o moralitate pe care trebuie să o avem și noi, toată lumea, că nu putem exista fără așa ceva. Cine iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
Hai să ne gândim tot timpul, sau ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Este o chintesență a religiei noastre creștine. Cornelia, îți mulțumesc mult. Te așteptăm mai des pe la noi, poate să fii mai liberă. La revedere, stimați telespectatori!